Vaccinarea anti-COVID-19 ar putea să înceapă în municipiul Pașcani în rândul personalului medical de pe 4 ianuarie 2021. Data vehiculată nu este încă confirmată oficial de autoritățile județene, deoarece marți se aștepta cea de-a doua tranșă de doze de vaccin pentru județul Iași, urmând să fie distribuite 25.350 de doze. În cele două spitale din municipiul Pașcani s-au făcut liste cu personalul medical care și-a exprimat dorința să se vaccineze. Pentru angajații spitalului de urgență, centrul de vaccinare va fi la secția de boli infecțioase, iar pentru cei de la Spitalul General CF s-a amenajat un spațiu special în cadrul instituției spitalicești. În această perioadă, Spitalul General CF Pașcani este implicat în campania de vaccinare anti-COVID. Spitalul va organiza un centru de vaccinare pentru personalul propriu. În acest sens, am identificat și organizat spațiul în cadrul spitalului, în zona verde. Am solicitat la DSP avizarea temporară a spațiului pentru centru de vaccinare. Din echipa de vaccinare fac parte medici, asistenți medicali și registratori medicali care participă la instruiri online cu privire la metodologia de vaccinare. În ceea ce privește metodologia de vaccinare, aceasta a fost furnizată de către Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 prin intermediul DSP Iași. Este vorba de 8 proceduri specifice, ce încep cu procedura de transport a vaccinurilor și se termină cu procedura de gestionare a efectelor adverse ce pot însoți vaccinarea. Deocamdată, potrivit unor surse, circa 50% din personalul medical de la Spitalul de Urgență și-a exprimat dorința de a se vaccina, în timp ce la Spitalul General CF ar fi vorba de circa 20-25%. Procentajul a fost influențat și din prisma faptului că suntem în perioada sărbătorilor de iarnă. Unii angajați sunt în concediu, iar alții, din diferite motive, au dorit să amâne vaccinarea pentru începutul lunii ianuarie. Dozele de vaccin vor fi furnizate spitalului de către DSP în funcție de numărul persoanelor care doresc vaccinarea la o dată pe care vom stabili de comun acord cu DSP-ul. În acest sens, s-a întocmit cartografierea personalului spitalului care dorește vaccinarea. Se fac deja pregătiri și pentru vaccinarea în masă. DSP Iași a cerut administrației locații pentru centrele destinate populației. Potrivit primarului municipiului Pașcani, Marius Pintilie, vor fi 4 centre, fosta școală din Fântânele, sălile de sport de la stadion și Colegiul Sadoveanu și Casa de Cultură Mihail Sadoveanu. În prima fază ne-am identificat anumite locații, după care am corectat și am trimis adrese ulterioare. În momentul în care mi-am dat seama că am putea să facem, de exemplu, și la școala 2, cea din Fântânele, am trecut-o și pe școala 2 și am scos primăria, locația de aici. Deci la școala 2 și? Din ce mi-aduc eu aminte, dar sper să nu greșesc, este școala 2, sala de sport de la stadion, sala de sport de la Sadoveanu și casa de cultură. Menționăm că doar o parte din a doua tranșă de vaccinuri anti-COVID a ajuns marți dimineața în România. Este vorba despre dozele care vor merge spre Institutul Cantacuzino din București și la centrele regionale din Brașov, Craiova, Constanța și Iași. Un bărbat în vârstă de 47 de ani din suburbia Găștești a fost salvat la limită de rude după o tentativă de suicid. Printr-un apel la 112, marți în jurul orei 15, salvatorii au fost chemați de către apropiați după ce localnicul a încercat să își ia viața. Între timp, cei care l-au găsit au reușit să-i taie funia și să-i dea o șansă în plus pentru a trăi. La fața locului s-au deplasat două echipaje, unul de la Poliția Municipiului și o ambulanță cu medic de la substația din Pașcani. După acordarea primelor îngrijiri la fața locului, bărbatul a fost transportat la compartimentul de primiri urgențe de la Spitalul Municipal pentru investigații de specialitate. Captură impresionantă pentru polițiștii pășcăneni pe final de an. Marți, în jurul orei 8 dimineața, oamenii legii au oprit în municipiu pentru control un autovehicul cu platformă condus de un tânăr de 28 de ani din județul Suceava. În urma verificărilor, pe platformă au fost găsite peste 700 de cartușe de țigări, susceptibile a proveni din contrabandă, care au fost confiscate.
În această dimineață, în jurul orei 8, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pașcani au oprit pentru control pe raza orașului un autovehicul cu platformă care era condus de un tânăr de 28 de ani din județul Suceava. În urma verificărilor efectuate, au fost identificate aproape 145.000 de țigarete susceptibile a proveni din contrabandă, fiind dispusă indisponibilizarea acestora. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Înainte de a fi verificat, șoferul ar fi încercat să dea mită unui polițist 100 de lei pentru a scăpa de control. Acesta a refuzat și a fost informată Direcția Generală de Anticorupție Iași și parchetul de pe lângă Tribunalul Iași. Pașcaniul este mai gol ca niciodată în apropierea ajunului de anul nou. Străzile municipiului nu au mai răsunat pe 29 decembrie de urători și cete din comunele apropiate, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, când avea loc festivalul de datin și obiceiuri de iarnă. În compensație, Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din municipiul Pașcani a postat pe pagina de Facebook un colaj de datin de iarnă, sperând să aducă tradițiile în casele pășcănenilor prin intermediul internetului. Sunt aproape 12 minute de obiceiuri de iarnă din zona Pașcaniului, puse în scenă de membrii ansamblului de dansuri populare românești Rapsozii Siretului al Instituției de Cultură. Nu a lipsit malanca, jocul caprei, a căiuților sau plugușorul. Menționăm că anul acesta ar fi urmat să aibă loc cea de-a 12-a ediție a Festivalului de Datin și Obiceiuri de Iarnă. An de an, circa 20 de formații din comunele apropiate municipiului, dar și din alte județe, însuflețeau orașul în prag de anul nou. În acest an, evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19. Tradiționala încăierare din Ruginoasa în ajun de anul nou nu va mai avea loc în acest an. Marți de dimineață, la sediul primăriei din localitate, în Sala Mare, a avut loc o întâlnire între oficialități și tinerii din comună, unde s-a discutat pe această temă. Dacă în ceilalți ani se punea problema privind modul de organizare, în acest an, din cauza pandemiei, sătenii nu mai au voie nici să iasă pe stradă în grupuri pentru a-și etala costumele sau tradiția. La întâlnirea organizată la sediul primăriei din comuna Ruginoasa, în care a avut loc un dialog între reprezentanții autorităților locale, ai comunităților locale și ai organelor de ordine,
Am subliniat nevoia de a respecta regulile sanitare și legislația de anul acesta, în ciuda tradițiilor locale care au loc pe 31 decembrie. Anul acesta am invitat membrii comunităților locale să respecte regulile sanitare, restricțiile impuse la nivel național și local, să se protejeze și să îi protejeze și pe cei apropiați și să nu facă cunoscutele tradiții ale comunei de la sfârșit de an. Astăzi, la Ruginoasa, a participat domnul colonel Sandu, șeful grupării de jandarmi de la Bacău, reprezentantul Inspectoratului General Poliției Județului Iași, a municipiului Pașcani, reprezentantul prefecturii și un reprezentant al pompierilor. La întâlnire au luat parte și tinerii din comună, care și-au arătat nemulțumirea că nu își pot duce tradiția mai departe în acest an. Nici festivalul de datin și obiceiuri de iarnă nu va mai avea loc în ajun. Sigur că sătenii sunt supărați nu numai sătenii comunei Ruginoasa, sunt supărați toți cei din zona Moldovei, în special, unde avem datin și obiceiuri frumoase. Au fost prezenți tineri care s-au manifestat, din păcate, mulțumirea că nu își pot organiza aceste obiceiuri. În semn de consolare, autoritățile locale au promis că anul viitor, dacă va fi o situație mai bună, fără pandemie, vor organiza un festival deosebit, în care vor fi readuse în actualitate obiceiuri străvechi din Ruginoasa. Se apropie și sărbătorile pentru noul an, iar instituțiile publice vor avea un program special. În ceea ce privește primăria municipiului Pașcani, în ajun de anul nou, este program scurt până la ora 13:30. Pe 1 ianuarie este zi liberă, iar de pe 4 ianuarie 2021 este program normal. Potrivit unui comunicat de presă, încasarea taxelor și impozitelor aferente anului 2021 se va face după data de 5 ianuarie. Dar va fi comunicată cu exactitate la momentul respectiv. Serviciul online de plată a taxelor și impozitelor, ghișeul.ro, nu funcționează pe 30 și 31 decembrie. La Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației și Cantina de Ajutor Social, pe 31 decembrie este program normal. În prima zi din an este liber, iar de pe 4 ianuarie 2021 activitatea se reia cu program normal. Și Societatea Pășcăneană de Transport Public Local a stabilit programul autobuzelor. Pe 31 decembrie toate cursele vor circula până la ora 16:30. În prima zi din noul an, șoferii vor avea zi liberă, iar de pe 2 ianuarie 2021 autobuzele vor circula conform orarului de duminică. Programul va reveni la normal începând cu ziua de 4 ianuarie 2021. APA Vital anunță că de anul nou va asigura o parte din activitățile curente, respectiv intervențiile la rețele prin echipele de permanență și relațiile cu publicul, prin intermediul operatorilor. Pe 31 decembrie, registratura și caseriile vor funcționa doar între orele 8-12, iar eliberarea vizelor se va face în același interval. De asemenea, operatorul de Salubritate anunță că în prima zi de anul nou nu va fi colectat gunoiul menajer, deoarece muncitorii vor avea zile libere. Timpul de lucru urmează să fie recuperat în ziua de 2 ianuarie 2021. Program normal de lucru va fi și în ziua de ajun, 31 decembrie, între orele 7:30-15:30. Mesaj pentru pășcăneni din partea edilului municipiului în ultima conferință de presă din acest an. Primarul Marius Pintilie le-a urat cetățenilor sărbători liniștite, sănătate și un an mai bun. El a precizat jurnaliștilor că își dorește ca în 2021 să fie recuperate întârzierile și decalajele cauzate de pandemie, mai ales din punct de vedere economic și social, iar pășcănenii să aibă un trai mai bun. În primul rând, ar dori să transmit tuturor pășcănenilor cele mai bune gânduri din partea noastră, administrației locale, sănătate, sărbători cu liniște, pace în familie și pentru următorul an să
să dea Dumnezeu să avem toți un an bun, un an în care să putem repara din ceea ce, să zicem, nu s-a făcut sau s-a stricat în 2020. 2020 n-a fost un an deosebit, am avut această pandemie, urmată de o criză economică, multe probleme nemai întâlnite pentru foarte mulți dintre noi, dar sunt încrezător că în 2021 multe din problemele care au apărut în acest an vor dispărea. Edilul a mulțumit încă o dată pășcănenilor pentru că respectă regulile de protecție, incidența cazurilor de infectare cu virusul COVID-19 fiind scăzută în Pașcani, 0,22 la 1000 de locuitori pentru ziua de 28 decembrie, dar și în județul Iași. Țin să mulțumesc încă o dată pășcănenilor pentru faptul că respectă indicațiile guvernului referitor la lupta împotriva răspândirii acestei pandemii. Suntem cu o incidență foarte mică a îmbolnăvirilor la Pașcani. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, suntem sub 0,5. Am avut într-o zi și 0,17. Într-adevăr, tot județul a coborât pe aceste cifre. Dar cu toate astea, sunt localități din județ care în continuare au o incidență foarte mare a îmbolnăvirilor, peste 4, peste 5. Deci se pare că contează foarte mult comportamentul fiecărei comunități. Primăria municipiului Pașcani va avea un nou purtător de cuvânt. De la începutul anului 2021, sarcinile de comunicare cu presa vor fi preluate de Alexandru Dandu, consilierul primarului. Anunțul a fost făcut de edilul municipiului în ultima conferință de presă din acest an, la solicitarea BIT TV. Noul comunicator al administrației locale este licențiat în domeniu și a fost consilier local din partea PNL în ultimii 4 ani de zile. Ați spus că până la sfârșitul anului Primăria Pașcani va avea un purtător de cuvânt. Este? A fost desemnat sau nu? Da, domnul Alexandru se ocupe de să fie purtător de cuvânt și de la anul vom avea destul de a comunica cu el. Astăzi l-am rugat pe el să facă convocarea cu conferința de presă ca să aveți și numărul unei sale de telefon și de la anul de pe 4 ianuarie Fostul purtător de cuvânt, Dana Ursuleasa, și-a încetat activitatea imediat după ce noi aleși locali au depus jurământul. De atunci și până în prezent, relația cu presa a fost asigurată de primarul Marius Pintilie prin organizarea conferințelor săptămânale de presă. Cu 8,9 milioane de lei, Compania Națională de Investiții va construi la Pașcani un bazin de înot didactic. Proiectarea, execuția lucrărilor și asistența tehnică din partea proiectantului pentru acest obiectiv au fost scoase ieri la licitație pe platforma electronică de achiziții publice, potrivit ziarului de Iași. Bazinul urmează să fie construit pe strada stadionului numărul 3. Ofertele sunt așteptate până pe 3 februarie, iar componența financiară contează în proporție de 60%. Diferența de punctaj este împărțită în mod egal între experiența profesională și garanția acordată pentru lucrare. Durata de execuție din momentul încredințării contractului este de un an, informează sursa citată. Menționăm că demersurile au fost făcute de fosta administrație locală de câțiva ani, iar proiectul a fost blocat în perioada campaniei electorale pentru clarificări. Consumatorii casnici de electricitate ar trebui să încheie noi contracte pe piața liberă, unde găsesc prețuri mai mici decât ar plăti dacă rămân cu vechile contracte, de la 1 ianuarie, a declarat luni pentru Ager Press Virgil Popescu, ministrul energiei. Aceasta în contextul în care, de la 1 ianuarie 2021, piața de electricitate se va liberaliza complet, iar consumatorii care rămân cu vechile contracte vor plăti facturi mai mari cu valori cuprinse între 13% și 26%. Există piață concurențială care este mai ieftină decât piața universală și există hidroelectrica, care are un preț mai mic de la 1 ianuarie. Oamenii ar trebui să se uite pe site-ul ANRE la comparatorul de prețuri și să-și aleagă oferta cea mai bună, a precizat ministrul energiei Virgil Popescu.
Este important de știut că alegerea unui nou contract poate fi făcută până la 30 ianuarie pentru a evita aceste majorări. Factura aferentă lunii ianuarie se va calcula potrivit condițiilor pentru care ați optat, precizează Digi24. Salariile bugetarilor, precum și nivelul sporurilor, vor fi înghețate la nivelul acestui an, conform unui proiect publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Premierul Florin Câțu a organizat luni seara la sediul Guvernului României o conferință de presă în care a prezentat noile măsuri fiscale ce vor fi luate de anul viitor. Angajații din mediul bugetar, am spus-o, o repet și o voi spune tot timpul, nu sta dreptul tăierii salariilor, nu vor fi tăiate salarii. În acest moment analizăm, însă dacă legea în vigoare este eficientă, privind salariile din domeniul public, au apărut o fel de anomalii și excepții în momentul în care această lege a fost aprobată. Vom face o analiză amplă, vom veni cu rezultatele și iar până atunci veniturile angajaților se mențin la nivelul anului 2020, decembrie 2020. Deci veniturile angajaților din sectorul public, atât al central și cât local, se mențin la nivelul venitului din decembrie 2020, până la momentul în care vom avea o analiză asupra efectelor și implicațiilor legii salarizării, acele excepții care au tot apărut și așa cum a fost modificată și aplicată greșit, spun eu, în ultimii ani. Acesta mai prevede continuarea acordării voucherelor de vacanță în cuantum de 1450 de lei, precum și suspendarea aplicării pensiilor speciale pentru primari până la 1 ianuarie 2022. Continuă și în 2021 voucherele de vacanță în valoare de 1450 de lei pentru stimularea turismului românesc. Vedeți, pentru Horeca, pe de o parte avem acest sistem de ajutoare de stat, continuă sistemul voucherelor. Și vă pot spune că până în martie, impozitul specific pe care îl plăteau cei din acest sector o să fie scutiți de impozitul specific pentru acest sector. Deci, în continuare, măsuri pentru susținerea sectorului Horeca. Potrivit proiectului, mai sunt și alte măsuri fiscale și bugetare pentru anul 2021. Companiile vor avea posibilitatea să decide până la 31 martie 2021 în ce mod își dori să stingă obligațiile bugetare, corespunzător situației fiscale, respectiva șalonare simplificată și așa mai departe. Aceste măsuri se extind. Se extinde și măsura cu obligații bugetare ce pot intra în restructurare, astfel încât să poată forma obiect al restructurării obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2020 și nu la 31 iulie 2020. Deci, acum pot să fie restructurate datoriile care au ajuns până la 31 decembrie 2020, nu doar cele până la 31 iulie 2020, deci mai multe companii. Menționăm că premierul Florin Câțu a declarat că bugetul de stat pe 2021 va fi construit pe un deficit bugetar în jur de 7% din PIB, ceea ce, în opinia sa, nu va pune frână economiei României. Miercuri, vremea va continua să fie excesiv de caldă pentru ultima decadă a lunii decembrie, mai ales în sud-estul teritoriului. În jumătatea vestică a țării, cerul va fi mai mult noros și pe spații relativ extinse vor cădea precipitații sub formă de ploaie. Maximele termice vor urca la prânz până spre 8-13 grade în Transilvania și Maramureș, 10-15 grade în Banat, Crișana și Oltenia, 13-18 grade în Muntenia și Dobrogea și 9-14 grade în Moldova. În județul Iași, ultimele zile din an aduc cer parțial înnorat, șanse slabe de precipitații și vreme caldă. Miercuri, temperaturile vor varia între 12 și 4 grade, iar vântul va sufla slab spre moderat. Joi, în ajun de anul nou, nu sunt anunțate schimbări din punct de vedere meteo. Ai salvat viața. Eu voi face totul pentru a o salva pe a ta și pe a celor dragi nouă. Oricât de greu ne-a fost sau ne va mai fi, nu vom irosi efortul tuturor. Grija pe care ne-o purtăm va învinge virusul.
respectăm regulile, știind că doar noi facem să conteze viețile salvate. Doar noi aducem normalitatea mai aproape, în fiecare zi, ca o echipă. O echipă pentru viață. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Iată ce îți rezervă astrele pe final de an. Berbec, fii atent la detalii, poate fi o zi hotărătoare pentru tine pentru că aduce unele schimbări sau ești cumva constrâns să faci unele schimbări din mers. Taur, ai tendința să faci unele achiziții de care nici nu prea ai nevoie sau care nu sunt trecute pe lista ta, de aceea fii mai chipzuit la capitolul finanțe. Gemeni, te preocupi să lucrezi mult pe tot ce ține de sfera sinelui, în special pe stima de sine, pe încrederea în propriile capacități. Rac, ești sentimental, emotiv, de aceea încearcă să eviți situațiile imprevizibile sau să faci schimbări de orice fel. Preferabilă este rutina, lucrurile și activitățile cu care ești familiar. Leu, se deschid unele uși, apar unele oportunități care îți aduc avantaje, apar persoane care te ajută, îți favorizează o etapă, o trecere, de aceea fii atent și folosește-te de acestea. Fecioară, vin unele informații sau vești care îți pot schimba destinul, te pot constrânge să acționezi diferit decât ai planificat sau ți-ai imaginat. Balanță. Ai parte de o zi specială pentru că semnul tău zodiacal se află în casa marilor întâlniri karmice, a vindecărilor, a iertărilor. Scorpion. Este ziua aflării adevărului, descoperirii, evoluției. Descifrezi enigme, vezi lucrurile mult mai clar. Săgetător, trebuie să fii atent la modul în care comunici la altitudine, evită conflictele, supărările, fii maleabil, prietenos. Capricorn, poți avea parte de unele beneficii financiare în plus și în ceea ce privește lucrul cu hârtiile, ești avantajat. Vărsător, ai parte de o zi bună în ceea ce privește sectorul relațiilor. Oamenii sunt dispuși să te ajute mai mult decât de obicei, de aceea nu respinge suportul sau soluțiile care ți se oferă. Pești, semnul tău zodiacal se află în sfera sinelui, valorilor personale, ți se oferă ocazia să înveți mai multe lucruri despre tine, să evoluezi, să fii mai generos. Tu protejezi viața celor dragi și a tuturor celor din jur doar dacă respecti regulile. Poartă masca și fă-o corect. Păstrează distanța fizică și evită aglomerațiile. Spală-te și dezinfectează-te des pe mâini. Încurajează-i și pe cei pe care îi întâlnești să-ți respecte dreptul la viață. Virusul ucide. Fii precaut. Salvează vieți înainte de a fi prea târziu. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Thank you.